Bună ziua! Azi vom exersa să vorbim corect românește. Vă invit să ascultați cântecul și să răspundeți la întrebări. Și bineînțeles, dacă aveți chef, să cântați împreună cu mine. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune, vreau să stau și eu aici. Pup-pup-pu, pup-pup-pu, vreau să stau și eu aici. Pup-pup-pu, pup-pup-pu, vreau să stau și eu aici. Iată vine și o broscuță, țop, 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 sărin mereu. Dacă e loc în căsuță, tare-aș vrea să stau și eu. Țop, 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 tare-aș vrea să stau și eu. Țop, 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 tare-aș vrea să stau și eu. Șoricelul strigă îndată, iată și eu am venit. Casa voastră e curată, noroc bine v-am găsit. Kiț, 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 noroc bine v-am găsit. Kiț, 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 noroc bine v-am găsit. Și-n căsuța cea drăguță stau vreau cinci prieteni mici. Șoricelul și-o broscuță, pupăza și doi pitici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreau cinci prieteni mici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreau cinci prieteni mici. Alegeți răspunsul corect pe baza cântecului ascultat. În căsuță a locuit un pitic. În căsuță au locuit doi pitici. La casa piticilor a venit un șoricel. La casa piticilor au venit doi șoricei. În pădure a fost un copac. În pădure au fost mai mulți copaci. Piticii au locuit într-o căsuță. Piticii au locuit în două căsuțe. O pupăză a vrut să stea în casa piticilor. Două pupeze au vrut să stea în casa piticilor. O broscuță a vrut și ea să locuiască în casa piticilor. Mai multe broscuțe au vrut și ele să locuiască în casa
piticilor. Completați propozițiile cu cuvântul potrivit. Dragii mei, ați fost minunați! La revedere!